Primarul Comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a fost învestit în noul mandat, al cincilea, câștigat în urma alegerilor din 9 iunie. El a depus jurământul de față, fiind prezenți consilierii locali, fețe bisericești, primarii din localitățile învecinate, dar și senatorul liberal Daniel Cadariu. Virgil Saghin a ținut din start să le mulțumesc tuturor pentru prezență, dar în mod deosebit bunului Dumnezeu și familiei pentru susținerea pe care a avut-o. Primarul Saghin a spus însă că cel mai dureros este că unii nu au ieșit din logica de campanie electorală și asta nu face decât să dezbine comunitatea. El nu a dat nume, dar a spus că prin comună vin unii de la județ care bagă zâzanie. De aceea Saghin a făcut un apel la unitate pentru binele comunei. El a dezvăluit că în ultimele două săptămâni instituțiile statului vin în controle la primărie, în urma unor reclamații făcute cu rea intenție de către unii care sunt în această sală, a menționat Virgil Saghin. În finalul discursului său, acesta a reiterat apelul la unitate. Încă o dată fac apel cu rugămintea să facem ceva pentru comunitate, indiferent de culoarea politică. Nu am vrut să intru în jocul acesta mizerabil cu conturi false pe Facebook. Nu intru în jocul vostru, dar rugămintea este haideți să facem ceva pentru comună. Pentru că ați candidat pentru comunitate promițând că veți face ceva. Nici de cum chestii personale. Chestiunile personale le putem clarifica oriunde, dar haideți să facem ceva pentru comunitate. Asta este rugămintea mea, să fim uniți.